Breaking News, doamnelor și domnilor, a apărut primul caz de infecție cu noul coronavirus în rândul noilor demnitar. Deputatul ales al minorității elene în România, Gabriel Dragoș Zisopol, a fost confirmat cu COVID-19. Informația a fost de altfel confirmată de liderul grupului Varujan Pambuccian. Noul deputat a intrat în contact cu colegii săi din grupul parlamentar al minorităților naționale. Acesta s-a întâlnit, extrem de important de precizat, și cu liderul PNL, Ludovic Orban, dar și cu copreședintele. USR Plus Dan Barna. La întâlnire însă s-au purtat măști de protecție și s-a păstrat distanțarea fizică impusă de măsurile sanitare în vigoare în această perioadă.